Hello, dragilor, și bine v-am găsit la un nou episod pe canal. Astăzi este un episod mai special pentru că băieții de la Falafel King ne-au văzut topul, au aflat că sunt pe locul 1 și ne-au chemat să degustăm ceva la ei. Așa că haideți să și intrăm. Mulțumesc frumos! Suntem la locația de vis-a-vis de Bega. Acolo mă așteaptă Diana. Și acesta este meniul. Un meniu mai aparte și avem așa, deci mi-am ales o shawarma arabic pui și un meniu fajita cu vită. Ce mai găsim noi așa mai special aici? Avem un meniu burj al arab, un meniu turkish. Deci sunt niște chestii pe care nu prea le vezi la orice altă shawarmerie. Așa că haideți să vedem cam cum este și mâncarea. Bine, shawarma am văzut deja cum este. Plus că localul arată într-un mare fel. Adică, mă, ce simți, te simți chiar în zona aia. Diana deja... Am primit ceai turcesc. Uitați-i cum arată. E... Am înțeles că e strong. O să-l bușu eu? E foarte fierbinte, nu știu dacă o să simt. E, știi că eu beau fierbinte, mănânc fierbinte. Bine. Da, cred că e un ceai negru. Are un gust așa neutru, nu e ceva gen, mama să te rupă. Dar e bun pentru vreme rece și eu mi-am luat aici o limonadă. Au acolo băieții limonadă frumos la aparat. Și partea bună este că Diana mi-a spus că în mod normal aparatele astea, limonada asta e extrem de dulce. Eu n-am mai băut până acum, dar asta e acrișoară, e faină. Vreau mâncarea. Asta vreau în momentul de față, care arată foarte, foarte bine. Ok, treaba asta în felul următor. Deci avem așa, vită, castraveți murați, o salată tabule, aici avem un sos de susan și hummus. Asta e preferatul Dianei, vă garantez. Deci ea are un senzor special făcut pentru hummus. Ea își dă seama cu hummusul care e bun. Bine, și îmi dau seama care e bun, dar... Și apropo, că venim vorba de hummus, să încercați să faceți hummus cu mentă. Extraordinar de bun și să mai vă dau încă un sfat la hummus, să folosiți neapărat apă rece. Pentru că îl face mult mai cremos față decât e așa în mod normal. Na. Deci asta ar fi o chestie de bază. Haideți să și gustăm din toată treaba asta. Cărnița este bună. Mamă, ce interesant e sosul ăsta de susan. E o combinație așa de iaurt. Tahina, că practic tahina este o pastă de susan. Are și tahina și puțin usturoi. E foarte interesant la gust. Hai să luăm așa cu vită. Ok. Salată aceasta tabule. It's ok. Oh, perfect. Thank you so much. Mai ne-a adus aici un cum preparat. Domn. Ok. Hai să venim și cu salată asta tabule. Arată cam așa. Sumac, pătrunjel la greu, ceapă roșie, puțină roșii și sumacul ăsta, mamă, face toți banii. Mă, dar mie îmi place foarte mult sosul ăsta de susan, nu mă așteptam. Foarte cremos. Și hai să vedem humusul. Ia. Cremozitatea. Mam. Să se vedeți. Cred că facem așa. Bam. Ia. Extrem de cremos. Thank you so much. Oh, perfect.
Mamă, deci mai avem așa, stați așa că mi s-a făcut aici, mi s-a umplut masa. Deci aici avem niște varză cu niște ceapă roșie. Ok. Aici avem niște... Asta ar fi sosul picant. Aici avem niște ceapă, frumos, cu niște sumac, niște varză. Aici avem încă un sos. Și acesta este un fajita cu pui. Deci avem aici niște orez cu turmeric, așa, din câte îmi dau eu seama. Și asta e fajita. Cu niște cartofiori, cu niște chestii de genul. Aici tot o salată tabule și niște castraveceri morați. E foarte picant. Ok, hai să vedem. Hai că mai luăm de aici. Bam, bam, bam. Ăla îți place mult? Da. E fix același sos. Ăla. Nu e același. E același. Asta e un iaurțel. Asta e Iran. Da, Iran. Mie îmi place mult de Iran. Mamă, cât de bun e asta. Mamă, e Iran. Ăsta, știți când e bun? Mamă, deci vara, mie mi se pare Iranul, după o temperatură în aici, după ce ai fost prin 40 de grade afară, și nu mai știi cum te cheamă, mamă, să bei un Iran din ăsta rece, foaie de cap, Doamne, Iisus Hristos, haideți să facem testul ăsta cu... Nu te mai vine. Wow! E pe bază de năut. Așa zic. Și are chili. Are foarte mult chili. Bă, mi-o place foarte mult ăsta. Să guști o sălățica. Ok. Revenim sălățica asta. Sălătă de față și ceapă. Așa arată. E o varză, e dulcică, deci nu am adăugat alte chestii, și cu piper. Aici este ceapa cu pătrunjelul și sumacul. Are sos de rodie peste. Meamă, meamă. Și ceapa asta roșie, care și e puțin dulceagă, împreună cu... acest sos de rodi. Wow. Wow. Ok. Mă, și deci din asta nici nu-ți dai seama că am mâncat aproape, adică să fim sinceri. Ok. Haide să facem un mix switch. Și să luăm această fajita. Hopa, hopa, Penelopa. Bun. Care arată în felul următor. Mamă, deci mai trebuie să mai gust o dată din aeranul ăsta. A, să lață, să lață. Ok. Asta e fajita. Și are așa. Cam așa arată. Mai e foarte zdravănă. Foarte, foarte zdravănă. Dar înainte de asta, haideți să gustăm orezul, care e bob cu bob. E foarte al dente. Ma. Noi n-am mai luat shaorma clasică, da. Vreau să vă spun că cred că aici găsești o shaorma gen tipic turcească. Adică ai un sos de susan, gen tahina, ai cărniță, roșie, poate salată și cam atât. Da. Adică nu găsești 11.000 de sosuri, cartofi. Bine, asta are cartofi, dar cred că e ceva reinterpretare. Ia să vedem. Ok. Carnea este făcută cu sos de roșii. Are un alt fel de gust. Treaba asta e foarte condimentată. Și nu-mi dau seama așa, are un mix de condimente tipic lor.
Ok. Hopa. Îmi dau puțin pe Diana. Mare ceva un sosuleț acolo care nu dau seama ce e. De asta. Merge foarte bine cu asta. Cel mai mult dintre mâncărurile astea mi-a plăcut acest platouaș cu vita asta. Uai! Humusul ăsta super cremos și toată combinația asta este foarte healthy, foarte, foarte healthy. Sosul ăsta. Ăsta l-aș mânca și la micul dejun pe pâine. Jur, atât este de bun. Cu năut, puțin usturoi, chili. Super. Și apoi vine acesta. Care așa. Asta e sosul, dar nu dau seama ce sos e. Are și textură ciudată. Ah. Cred că este un sos pe bază de usturoi. Mă, totuși, nu poți să vii la Falafel King fără să încerci falafelul. A zis bine patronul de aici. Cam așa arată toată treaba. Are Susan și haide să vedem. Asta e pentru domnișoare. Ah, și apropo, tot ce vedeți aici este făcut în casă. Inclusiv că nu se putea altfel. Deci avem așa. Baclava. Mă, uitați aici cum arată. Deci e făcută în casă. Și la asta nu mi-am reținut numele, sincer să spun. Nu știu cum se numește, dar arată cam așa toată treaba asta. Se vede că e foarte siropată și Diana nu poate să reziste și a trebuit să bage baclava prin spatele camerei. Deci... n-am putut rezista. Bine, hai să încercăm falafelul. Tot așa frumos cu sosuleț. Cam asta e textura. Mai ca la carte. Eu nu prea mă umor după falafel. Dar e bun. Crusta e crusta. Îți vine lângă și acest sos cu tahina. Și asta e foarte bun atunci când ții post. Eu așa zic, că e 100% vegan. Ia-ți mai vedem, ia. Acum băgăm dulce. Așa arată. Vine mai de-aproape. Ce-ți place? Foarte mult. Până aici mâncare. Doamne Iisuse, nu vine să cred. Mamă! Deci... nu e foarte tare în siropată. E așa la linia de plutire și știți ce? Are un sirop aparte. Simt așa ceva, ne-a simțit ceva floral cumva. Parcă ar fi așa, nu știu. Nu-mi dau seama nicio, dar e foarte bună. E foarte bună. Și îmi place că nu e foarte dulce. Știi că dacă e... atunci când e super dulce,
te oprești după două. Dar așa, nu știu, e foarte echilibrată, ca și gust. Și e cu nuca. E foarte bună baclavaua asta. Mamă, stai că mi-a dat eroare de soft acum. Stau să mă gândesc. De aroma siropului. Ok. Hai să încercăm și prăjiturica asta care este și cu puțin susana aici. Are cam același stil de dulce. Da, este un gris. Interiorul, partea aceasta, blatul, este un blat însiropat. Iar susanul acesta îi oferă acestei prăjituri o crustă. Deci, prima dată la mușcătură simți așa un crocant și după aceea te lovesc aromele, dar oricum siropurile de la chestia asta e foarte interesant. Iar ultimul dish din acest episod este această fajita cu vită care arată în felul următor. Dă-ți aici cât este de suculentă. Diana are o băluță aici la colțul gurii, în spatele camerei. Deci, ați văzut în acest episod, când ați văzut în toate episoadele, practic. Ia. Acum. Bă, cât e de bună. Vita aceasta e făcută cu sos de roșii. Foarte, foarte zemoasă așa. Are și puțin cartof pe aici. Și pe lângă mai avem o salată din asta, tot la fel de ceapă cu sumac. Bă, dar e extraordinară și e foarte, foarte condimentată. Asta, deci, asta e foarte bună picantă, vă garantez eu. Și ce mi-a plăcut foarte mult este faptul că vita nu-i tare. Big like pentru asta. Noi, dragilor, vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat și la acest episod. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe dacă vă place ceea ce fac. V-am pupat. Ciao!